făcut un interviu și vorbeam cu șeful agenției de conformitate tehnică, fosta inspecție în construcții. I-am povestit despre șantierul ăsta de pe strada Alexandrie de la fosta baie, că încalcă toate legile, toate normele, inclusiv securitatea muncii, securitatea pietonilor. Și el a zis că da, o să verificăm. Asta s-a întâmplat cu vreo două luni în urmă. Și uitați-vă, nimic nu a făcut, șantierul continuă, oamenii lucrează cu scriptele deasupra pietonilor. Și asta se întâmplă fix în centrul capitalei, mai la vale de Ministerul de Interne, peste drum de un sector de poliție. Mafia în construcție e tot puternică. Halal stat, halal capitală, halal legi, dacă fiecare spișe pe ele cum poate. De obicei sunt documentele, doar că ei lasă așa niște chestii păi nefăcute. Cum, dacă au documente, cum de nu îngrădesc șantierul, cum de nu pun panou informativ? Nu s-a urmărit dacă s-a realizat Spar cheltuieli prea multe sau ce? Nu s-au urmărit dacă s-au realizat prescripțiile, vom verifica și asta. Există pedepse dacă ignori prescripțiile? Da, sigur. Se dublează, se mărește sau cum, sau alte pedepse? Păi, încălcările mici devin grave, grave devin foarte grave și dacă după grave nu se realizează, obiectul este sistat, așa este. Da, în plan există construcții care ar trebui să fie chiar demolate pentru că s-au ignorat toate prescripțiile, toate normele legale. În ce sens în plan? Deci ele sunt cazuri. Legea prevede că e posibil, nu? Legea prevede, dar legea nu prevede mecanismul de demolare a lor. E o istorie foarte lungă. Nu se iasă repede. Trebuie propus guvernul, parlamentului să modifice și regulile. Cei care trebuie să facă cunosc despre momentele astea. Deci, iarăși, nu avem așa de asemenea plan. Sunt mai multe cazuri, ele sunt pe rol, care sunt așteptare, care sunt înghețate, în sens, durează cu. Șantierii mari planul sau mai mici? De control care este publicat pe site. Este un plan anual de control și ele, iarăși în conformitate cu legea 131 privind la control de stat, așa se face, deci în derulare suntem la trimestru 3, sau cum se spune așa. Nu asta înțeleg, sunteți în funcție doar de câteva zile. De pe 23, da, septembrie. Dar urmăriți situația, știți despre ce e vorba, nu sunteți chiar nou în domeniu. Nu sunt nou în domeniu, sunt arhitect de profesie și lucrez de ceva timp. Și structura dumneavoastră se poate autosesiza sau trebuie să vină neapărat omul cu plângerea, cu petiția și să vă sesizeze problema? Noi putem să ne autosesizăm.